și românii care locuiesc peste hotare au ieșit în stradă solidarizându-se cu mitingurile din țară. La Viena, de exemplu, a fost organizat un protest în fața ambasadei României. Manifestația a început în jurul orei 17. Printre protestatari s-a numărat și un grup de ploieșteni care sunt stabiliți în Austria, alături de alți tineri care studiază în Viena. Aproximativ 200 de persoane au vrut să arate că sunt solidare cu protestele din țară. Let's go!